Hei, salut drăguților, eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea. Vin astăzi la voi cu vești bune, pentru că tocmai am citit și eu un articol pe site-ul celor de la orașul Viena, în care ne anunță un lucru foarte important pe care vreau să-l împărtășesc cu voi. Nu înainte însă de a vă ruga să vă abonați acestui canal, dacă nu ați făcut-o încă, apăsați acolo butonul de subscribe, dați un like acestui clip sau share-uiți-l astfel încât să ajungă la cei care au nevoie de aceste informații. Mulțumesc dacă v-ați abonat, m-ați ajutat foarte mult și să trec acum la veștile bune pe care vreau să le împărtășesc cu voi și anume faptul că orașul Viena o să ofere ajutor pentru achiziționarea bicicletelor de transport. Mi s-a părut o știre destul de importantă și mi s-a părut un lucru care merită menționat și merită împărtășit cu voi, pentru că poate sunteți în căutarea unei biciclete de transport sau ați achiziționat deja una, pentru că o să primiți banii înapoi și pentru bicicletele deja achiziționate. Este foarte bine de știut faptul că cei care locuiesc în Viena și își cumpără o bicicletă de transport vor primi înapoi până la 50% din valoarea acestei biciclete, fără a depăși suma de 800 de euro. Deci, în funcție de cât valorează bicicleta, aveți dreptul să primiți o sumă de 800 de euro pentru achiziționarea acestei biciclete. Și mă refer la biciclete de transport. Programul acesta va fi lansat din toamnă, din octombrie. Așa că urmăriți-mă sau urmăriți site-urile orașului Viena pentru a afla exact informații. Eu o să vă pun exact pe ecran site-ul unde puteți să aflați mai multe informații și să fiți la curent în momentul în care ei deschid înregistrările. Dar, așa cum vă spuneam, puteți să primiți bani înapoi pe bicicletele care au fost achiziționate începând cu martie 2022. Deci chiar dacă v-ați achiziționat bicicleta, nu aruncați actele, nu aruncați factura, pentru că puteți să primiți bani înapoi și pentru bicicletele deja achiziționate. Și mi s-a părut acest lucru important, tocmai de aceea am vrut să filmez acest clip și să vă spun această noutate. Iar când mă refer la biciclete de transport, mă refer la bicicletele acelea care au în față cargo-ul acela, adică cutia aceea în care poți să pui copiii să-i duci la grădiniță sau să-i duci la școală, sau sunt biciclete cu motor electric destinate persoanelor cu dizabilități și acest lucru este foarte important, dar cred că mai ales pentru părinți e bine de știut că vă puteți achiziționa acele biciclete care au prevăzut în față sau în spate acel compartiment, nu știu cum să-i spun, pentru transportul copiilor, că puteți să primiți banii înapoi pentru ele, pentru că nu sunt foarte ieftine. Și cred că este binevenit să aplicați pentru acest program și să vă primiți 50% din banii pe care i-ați plătit înapoi. Nu uitați așadar, începând cu octombrie, urmăriți-mă sau urmăriți site-urile orașului Viena pentru a vedea exact când se deschide programul și pentru a completa online acel formular. Nu este foarte mult de făcut, trebuie să completați formularul, să trimiteți documentele și, bineînțeles, factura de la magazin pentru achiziția acelei biciclete de transport și o să primiți banii înapoi. Așa cum vă spuneam, până la 800 de euro puteți să primiți înapoi sau 1000 de euro în cazul în care bicicleta este destinată transportului persoanelor cu dizabilități. Și acestea au fost informațiile. Avem un clip scurt astăzi, nu foarte mult, dar informații, spun eu, destul de utile. Așadar, sper să vă fie de folos aceste informații dacă vreți să vă achiziționați o bicicletă. Și dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, abonați-vă canalului meu, scrieți-mi pe Facebook, scrieți-mi pe Instagram dacă aveți întrebări, dacă aveți comentarii, dacă vreți să aflați anumite lucruri despre mine sau alte informații utile. Eu vă mulțumesc așadar și ne revedem data viitoare. Pupici! Ciao, when you're on your own.